Moarte cumplită în Argeș, un bătrân de 80 de ani s-a stins după ce a fost izbit puternic de tren. Accidentul s-a petrecut în apropierea localității argeșene Stolnici. Trenul care se deplasa pe ruta București-Craiova era condus de un mecanic de 48 de ani. Deși l-a văzut pe bătrân așezat pe linia de cale ferată, nu a mai putut evita impactul. A tras semnalele și a încetinit garnitura, dar în zadar. Când a auzit zgomotul puternic, octogenarul s-a ridicat, dar nu a reușit să fugă din calea trenului la timp. Un echipaj medical l-a menținut în viață până la spitalul din Pitești. După 2 ore însă, bătrânul a murit. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Din cauza accidentului, traficul feroviar a fost blocat o oră și jumătate.